În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustia Iudeii. El zicea, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Ioan acesta este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia când zice, iată glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Ioan purta o haină de păr de cămilă și la mijloc era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatic. Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeia și din toate împrejurimile Iordanului au început să iasă la el și, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Dar când a văzut pe mulți din farisei și din saducheii că vin să primească botezul lui, le-a zis, pui de năpârci, cine m-a învățat să fugeți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră și să nu credeți că puteți zice în voi înșivă. Avem ca tată pe Avram, căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiul lui Avram. Iată că se curea și fost înfipt la rădășina pomilor. Deci, orice pom care nu face roadă bună va fi tăiat și aruncat în foc. Cât despre mine, eu vă botez cu apă, spre pocăință. Dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine. Și eu sunt vrednic să-i duc încălțămintele. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Același are lopata în mână, își va curăți cu desăvârșire aria și își va strânge greul în grânar. Dar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Amin. Amin. Reașezați-vă. Astăzi, fiind prezenți în casa Domnului, am avut din nou ocazia să-L binecuvântăm pe Dumnezeu, Creatorul și Mântuitorul nostru. Numele Lui să fie binecuvântat. Amin. Ne-am bucurat de asemenea să fim împreună cu cei ce au decis să se pocăiască și să încheie legământul cu Domnul prin botez. Ne-am rugat și ne vom mai ruga și pe ei Dumnezeu să-i binecuvânteze. Amin. Cu siguranță că și cei care am încheiat legământul cu Domnul până aici, dorim să rămânem mai departe sub binecuvântarea Domnului. Amin. Și să spunem sincer, asta pentru că în primul rând este voia lui Dumnezeu, dorim ca și cei ce n-au ajuns încă în faza aceasta, și pe ei Domnul să-i cerceteze. Amin. Și să-i redăruiască și lor mântuirea binecuvântată. Amin. Amin. Am citit despre lucrarea lui Ioan Botezătorul, cel care a venit înaintea Domnului Iisus Hristos. După însăși mărturia Domnului, Ioan a fost cel mai mare proroc. El a fost mare și prin anunțurile, prin informațiile cu care a fost hăruit de Dumnezeu să le transmită umanității. Dumnezeu i-a vorbit. El avea un mesaj care suna astfel. Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Adică el anunța venirea iminentă a împărăției pe care Dumnezeu a promis-o. El a fost un glas. Un glas de om, dar autorizat de Dumnezeu. S-a spus încă din Isaia, citesc versul 3, iată glasul celui ce strigă. Știți că, în general, la știri, primele anunțuri sunt cele care au de-a face cu lumea politică, cu schimbările de conducători, de națiuni, cu reorganizări statale. Cea mai importantă informație care s-ar putea transmite vreodată e cea pe care a anunțat-o Ioan Botezătorul. Vine împărăția lui Dumnezeu. Amin. Țineți cont. Ioan a fost un glas de pe pământ. Cine a vrut, l-a luat în considerare, cine nu, nu. Dar se va întâmpla. Vă citesc în cartea Apocalipsei, capitolul 11, reținând ideea de glas, versetul 15, în cer s-a auzit glasul puternic. Nu știu ce volum a avut în voce Ioan Botezătorul, amplificare nu era atunci. Dar țineți cont. Când se vor auzi glasurile astea din Apocalipsa, nu va fi ureche pe pământ să nu audă. Și morții vor auzi. S-au auzit glasul puternice care ziceau, împărăția lumii. Gata cu Rusia, cu Uniunea Europeană, cu America, cu ISIS-ul, cu toate. Au trecut în împărăția lumii, a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului Său.
și El va împărăți în vecii vecilor. Frumos mandat. Mandatul oamenilor pe pământ în democrație știți că e cam scurt. Dar și în monarhie m-am gândit dacă regele nostru Mihai trăia, ar fi fost cel mai longeviv rege. Dacă îi rămânea tron, dacă trăiește. Bine știu. Dar și să fi fost pe tron și să fi împlinit 100 de ani și tot se duce. Și toate trec. În cartea profetului Daniel, în capitolul 2, este scris că un împărat a fost și el destul de longeviv. Aproximativ din 604 până în 560 Nebucadnezar, Nebucadnezar, cum este numit în textul biblic. Și se gândea el, oare ce va fi după mine? Cine îmi va lua tronul? Va veni un alt imperiu, cum s-a întâmplat în succesiunea lor, în istorie? Și Dumnezeu i-a dat un vis. Vis pe care l-a uitat. Ceea ce l-a făcut să fie și mai frământat. Și Dumnezeu apoi a descoperit visul lui Daniel, în timp ce se ruga cu prietenii săi. În vis i-a apărut un chip împunător, structurat într-un mod interesant. Aur, argint, bronz, fier, lut, înspre talba picioarelor. Și se întreba el ce e asta. Și Dumnezeu a tălugit prin profet. Sunt regatele în succesiunea lor. Începând cu tine, care ești foarte ilustru, vor veni medo-perși, greci, romani. Dar la un moment dat spune Scriptura că s-a întâmplat ceva surprinzător. Și asta e ceea ce anunța Ioan Botezătorul. Nu uitați că Ioan Botezătorul și-a făcut misiunea în timpul celui de-al patrulea regat a romanilor. Așa cum s-a spus că piatra aceea va lovi chipul acela în zona de fier și de pământ. Citesc capitolul 2, Daniel, versetul 35. O piatră s-a rostogolit dintr-un munte, fără să o miște cineva așa cu ranga, nici măcar cu mâna să o bâzăie să se miște. Atunci, te uitai la el, s-a lipit o piatră fără ajutorul vreunei mâini, a izbit picioarele de fier și de lut al echipului și le-a făcut bucăți. Atunci, fierul, lutul, aram, argintul, aurul, s-au sfărâmat împreună și s-au făcut ca pleava din arie vara. Le-a luat vântul și ascultați. Și nici urmă nu s-a mai găsit din ele. Adică atunci când vor striga acele glasuri puternice din cer, că s-a terminat cu toată împărăția lumii, nici urmă nu se va mai găsi. Nici un reprezentant nu vor mai avea acolo. Nici în arhivă nu se va mai păstra ceva din datele lor. Dar scrie partea a doua versetului, dar piatra, care s-a rămas echipul, s-a făcut un munte mare și a umplut-o pământul. Ce-i piatra aceasta? Citim versetul 44. Ea va sfârma și va nimici toate acele împărății și ea însăși va dăinui veșnic. Că în vremea aceea Dumnezeu celor va ridica o împărăție. Aceasta anunța Ioan și reiau anunțul lui, v-am spus, este cea mai importantă știre. Împărăția cerurilor este aproape. Binecuvântat să fie împăratul acestei împărății. El este Hristos, Domnul. Dragii mei, împărăția vine și vine cu putere. Spunea Domnul Iisus unor între ucenici, zice, voi o să o vedeți, venim cu putere. În acest context, titlul cuvântului de astăzi vreau să fie următorul. Alege între păcat și pocăință. Asta spunea Ioan. Împărăția vine. Dar el le spunea oamenilor, pocăiți-vă. Ei au înțeles. Și și-au mărturisit păcatele. Aceeași alegere se pune astăzi în fața noastră. Vom rămâne cu păcatele noastre? Și nu ne vom pocăi? Sau ne vom lepăda de păcate și ne vom pocăi?
Pentru cine credeți dumneavoastră că este împărăția lui Dumnezeu? Pentru cei ce sunt cu păcatele sau pentru cei cu pocăința? Apoi. E simplu de spus, nu? O fi și simplu de făcut? Haideți să urmărim împreună. Pentru că alegerea este în a fi acceptat în împărăția lui Dumnezeu sau a fi respins. În final, în funcție de alegerea noastră, se va spune doar atât. Vino în împărăție, a fost pregătită, te așteaptă, sau duceți-vă într-un lac, alt loc, scrie Matei 25, unde nu v-a fost pregătit. Iazul de foc, pierzarea a fost pregătită diavolului și îngerilor lui. Diavolul a provocat omul să păcătuiască și de atunci omul, prin păcat, în urma ispitirii, s-a asociat cu diavolul. Dumnezeu, prin pocăință, ne cheamă să ne disociem de diavolul, să întoarcem spatele sistemului său păcătos, să venim la Dumnezeu și ne acceptă în împărăția care ne-a pregătit-o. Dragii mei, de la o votare pământească, poți să te abții, nu? Poți să spui, eu nu sunt nici cu stânga, nici cu dreapta. Ei, în ce privește alegerea aceasta, nimeni nu se poate refuza. Nimeni nu poate refuza lui Dumnezeu cuvântul de a alege. Pentru că a nu te pocăi înseamnă să rămâi în păcat. Deci, oricum ai ales. Este o alegere care se consumă zi de zi. Dar să intrăm în subiectul nostru și să vă spun mai întâi care este partea noastră a celor ce anunțăm ca și Ioan Botezător. Versetul 2. El zicea, pocăiți-vă căci împărăția celor este aproape. Versetul 11. Cât despre mine, eu vă botez cu apă spre pocăință. Misiunea noastră se compune de două lucruri. Primul, predicarea și al doilea, botezarea. Îndată ce terminăm cu predicarea, se trece la botezare. Ceea ce ne privește pe noi, astăzi ne facem amândouă operațiile. Ei, predicarea a fost mai lungă până să se ajungă aici. La predicare au participat și părinții, cred, nu? După cum vă văd, sunteți din familie de credincioși. La predicare, poate la fratele a participat și sora, care l-a ajutat, și alții, până să ajungă să se convertească. Mă refer la fratele care este mai în vârstă. Așa este chemarea noastră. Să spunem oamenilor despre împărăția lui Dumnezeu. Știți că acesta a fost subiectul principal al Domnului Iisus Hristos? Despre ce vorbea Domnul Iisus Hristos? Despre împărăția lui Dumnezeu. Se aseamănă cu asta, cu asta, cu o comoară, se aseamănă cu oriunt. Numai asta le spunea. Acesta a fost și mesajul Domnului Iisus Hristos. Matei capitolul 4, versetul 17. De atunci încolo Iisus a început să propovăduiască și să zică, pocăiți-vă căci împărăția celor este aproape. Stimați frați slujitori. Și chiar dumneavoastră surorilor, cum știți că scriem psalm, femeile aducătoare de vești bune sunt o mare oștire. Știți că femeile au anunțat mai întâi că Domnul a înviat. Să transmitem această veste într-o lume media în care peste tot se transmit informații. Telefonie, imediat, Doamne, s-a întâmplat ceva, anunț. La știri, cum spuneam, pe internet, postări, pe site-uri, peste tot. Păi, dragii mei, din toate informațiile v-am spus că asta e cea mai importantă informație. Transmiteți-o cu orice ocazie. Amin? Amin. Am un prieten la Timișoara, bun evanghelist. Spunea că a ieșit într-o zi în oraș și a întâlnit pe un om care vindea ceva lucruri artizanale și să intre în vorbă cu el, să-i vestească cuvântul. L-a întrebat de un vas de lemn, de un altul de textolit, în fine, a făcut o diferență de valoare și zice, fratele nostru, văd că vă percepeți bine, dar spuneți-mi, vă rog, măcar un verset din Biblie, știți? La care omul zice, asta nu mă interesează. Poate n-aveți, fug și vă duc unul. Zici și făcut, merge la apartament, vine înapoi. Greu a reușit să-l angajeze într-o discuție. Însă, spre surprinderea și tristețea fratelui nostru evanghelist, acel om a spus, mă bucur că am dialogat, dar repet,
Nu vreau, nu mă interesează ce scrie în cartea asta. Și a plecat fratele acasă cu Biblia să găsească vreun altul interesat de informația aceasta. Zbura cu avionul și la aeroportul Timișoara, a avut bagajul, pare mi se, la volum sau la greutate peste norme, și până să plătească diferența, îi zice unui angajat de acolo: vreau să vă spun ceva din Biblie. Ce, nu, 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 aici suntem la serviciu. Da, până îmi faci dumneata chitanța, trebuie să spun ceva. Dar nu din Biblie. Și fratele tocmai avea la sfârșit așa un vers într-o cântare. A zis că asta s-a cântat și astea sunt tot un fel de transmitere a informațiilor sfinte. Oricine ai fi și orice ai face, sfârșit vei toate într-o zi. De puticios, cu mână goală, această lume o vei părăsi. Și omul parcă doar a fost cercetat. Ei, se schimbă istoria, vine împărăția lui Dumnezeu. Și domne, hai să ne aduceți o Biblie. Și când merge următoarea dată la aeroport, fratele Avram Veveriță, când el este vorba, și am adus Biblia la cutare, mi-e de servici, nu e, dar nu vrea Biblie, știm noi, zice colegi. Nu, mie mi-a promis că totuși este interesat. Și îl sună un coleg. Domnule, am zis, eu sună o Biblie. Da, 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 vă rog, eu l-am cerut. Opriți-mi-o acolo. Eu cred că dumneavoastră sunteți interesați de această informație astăzi. Aprofundați-o. Luați Biblia, citiți, e cea mai importantă știre. Și asta e misiunea mea în această dimineață, să vă transmit. Vine împărăția lui Dumnezeu. Amin. Și dumneavoastră aveți de ales în a vă pocăi să vă primească Dumnezeu sau în a rămânea în păcatele dumneavoastră, dar asta de fapt înseamnă a rămânea pe din afară. Aici trebuie să introducem un element și să vă citesc din cuvintele Apostolului Pavel, din Faptele Apostolilor, ca să vedem de ce unii oameni acceptă și alții nu acceptă. Asta în primul rând. Spune Scriptura în Fapte, capitolul 20, vă citesc versetul 20. Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos. Adică suntem datori să transmitem această informație, dumneavoastră vă este foarte utilă. Și nu m-am temut să vă propovăduiesc, să vă învăț înaintea norodului cum facem acum și în case, în ocazii particulare. Și să vestesc iudeilor și grecilor pocăința față de Dumnezeu, și iată elementul suplimentar de care avem nevoie, și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Cum e legată pocăința de credință? Adică cine crede că Dumnezeu vine cu împărăția Lui, cine crede că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre, vrea să ajungă în împărăție și vrea să scape de păcate. Dar cine nu crede, e ca și cum l-aș amenința că vine acum rușii și cucerez alăul. Și spune, nu, vin, iau treabă în Siria acum. Ce este problema de a primi sau nu informația? În a o crede sau a nu crede? De aceea ne-am și rugat ca Dumnezeu să lase putere de credință. Amin. Diavolul vă șoptește în minte, nu fi așa. Însă Dumnezeu, prin auzirea cuvântului, vrea să lase credință în mințile noastre și să conștientizăm asta înseamnă să credem, să acceptăm că Dumnezeu are putere și în mod deosebit să acceptăm că degeaba ne-am mărturisit noi păcatele și cu asta ce-am rezolvat. E ca și cum ai merge la medic, ai spune tot ce te doare, ți-ar face analize și spune, da, acesta e diagnosticul. Da, ești bolnav. Vezi, am descoperit, ești bolnav. Și apoi să pleci acasă, nu? Să spui, medicul mi-a spus că-s bolnav. Dacă n-ar fi tratament, la ce ar fi bun asta? Ce înseamnă credința în Domnul Iisus în acest context? Că noi ne putem mărturisi păcatele și nu mai suntem pedepsiți noi, căci plata păcatului este moartea și pentru noi a murit Domnul Iisus Hristos. De aceea se cânta despre Golgota. Acolo a avut loc actul substituirii. S-a făcut un transfer de păcate, un transfer de neprihănire. Asta i-a învățat Dumnezeu pe oameni de la început, când păcătuia un om, trebuia să sacrifice un animal, plata păcatului este mort. Nu mai murea Ion, trebuia să sacrifice mielul.
Într-o zi a spus acest Ioan Botezătorul, care v-a spus că a fost cel mai mare transmițător de date pe pământ, după cum în cer Gavril este cel mai mare transmițător de informații. A zis Ioanul cu 29, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Deci când oamenii se mărturiseau în fața lui Ioan Botezătorul, el le-a spus, nu eu vă rezolv păcatele, nu doar mărturisirea în sine rezolv păcatele, asta ține de pocăință, de penitența noastră, de părerea de rău. Păcatele se rezolvă prin Domnul Iisus Hristos. De aceea expresia corectă este pocăință și credință. Din cuvintele aceluiași Pavel și explicația datoriei noastre de a predica, vă citesc din Fapte, capitolul 26, de la versetul 18. Spunea el, Dumnezeu l-a trimis, se deschide ochii la oameni, se scoate din întuneric la lumină, sub puterea satanei la Dumnezeu și se primească credință. Și ce mai primește cu credință? Iertarea de păcate și moștenirea împreună cu cei sfinți, adică împărăția lui Dumnezeu. Și acum se justifică el în fața regelui, a împăratului Agripa. De aceea, împărate Agripa, n-am vrut să mă împotrivesc vedenii cerești. Și am propovăduit, adică am vestit întâi celor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Iudeia și la neamuri, ce informație a transmis? Să se pocăiască. Versetul acesta mi se pare cel mai complet verset. Să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu și să facă fapte vrednice de pocăința lor. Dumnezeu să vă ajute și pe voi. Care este cea de-a doua datoria noastră? Să botezăm. Poate se întreabă unii, dar ce sens are? Să-i cufunde în apă și să-i ridice înapoi. Are mare valoare, simbolic. Vă citesc aceasta din Romani, capitolul 6, unde spune Apostolul Pavel, versetul 4. Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El. Adică, pentru păcatele noastre, Domnul Iisus Hristos a fost omorât, a fost îngropat, dar a înviat biruitor, drept dovadă că Dumnezeu a primit ispășirea. Botezul este o coborâre, ceea ce înseamnă simbolic unirea cu Domnul Iisus Hristos care a plătit pentru noi și ridicarea din apa botezului înseamnă ridicarea la o viață nouă, cum scrie aici în versetele următoare. Dumnezeu să vă ajute să fiți cu adevărat noi. Fiți conștienți că cufundarea voastră în apă înseamnă de fapt și asta să fie mintea voastră. Uite, Hristos a fost omorât, a fost coborât în mormânt pentru mine. Și a treia zi a înviat pe viitor și când vă ridicați, să vă gândiți la învierea Lui glorioasă. Și apoi să așteptați ce a așteptat El, înălțarea și mai glorioasă. Adică slava de care au fost urmate patimile sale, binecuvântat să-i fie numele pentru aceasta. Pentru că scrie în Filipeni 2, întrucât s-a coborât și s-a făcut ascultor până la moarte, de aceea Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care mi-ai presus de orice nume. Binecuvântat să fie în veci. Amin. Mai adaug un singur aspect referitor la cei ce predică. Scrie aici în versetul 4, Ioan purta o haină de păr de cămilă, la mijloc era încins cu un brâu de curea, el se hrănea cu lăguste și miere sălbatic. Dragii mei, cei care predicați. Și adineaori v-am spus că în această oaste sfântă vă puteți înscrie toți. Să fiți atenți că cei ce predică se vede și cum sunt îmbrăcați, se vede și ce mâncă. Să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea care o aveți, ca să nu fie defăimată slujba și oamenii care ne văd, în ziua când Dumnezeu îi cercetează, să-L slăvească. Amin? Amin? Mi-amintesc că m-a dus în într-o adunare și zice o soră, și frate, de fiecare de când ai venit la noi, vin cu o cămașă neagră. De-aia m-am amintit că și astăzi sunt așa. Să dai, ce crezi că eu, soră, eu știu cu ce... Crezi că eu notez undeva când vin la dumneavoastră să-mi iau aceeași cămașă? Dar așa s-a întâmplat. Dar mi-am amintit odată, încă o dată în plus, că pe noi care predicăm și la Ambor și pe stradă, oameni ne văd și cum suntem îmbrăcați și ce mâncăm. În așa fel să ne purtăm, repet, încât hainele noastre și mâncarea noastră și mersul nostru cu mașina să ajute la promovarea Evangheliei, să nu punem rău
împiedică prin aceasta. Amin? Amin. Să nu se spună despre noi să zici ca popa, dar să nu faci ca popa. Asta ar fi o mare greșeală. Se poate spune despre noi, cum a zis Pavel, ce ai văzut la mine, vorbirea mea și purtarea mea, să fie de urmat, să merge pe urmele Domnului. Amin? Amin. Și cu asta am trecut mai departe, la ceea ce vă privește pe dumneavoastră, stimați ascultători. Citesc versetul 6. Locuitorii din Ierusalim, s-a început cu capitalul, din toată Iudeea, provincia din împrejurimile Ierusalimului, și din toate împrejurimile Iordanului, spre nord, au început să iasă la el. Și mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Dar când a văzut pe mulți din farisei sătucâi că vin să primească botezul lui, le-a zis, pui de năpâr, cine m-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți daroade vrednici de pocăința voastră. Și să nu credeți că puteți zice în voi și vă, abe, prea Avram ca tată. Adică, pocăința trebuie să fie adevărată. Să nu vă înșelați, să spuneți careva, noi suntem născuți în familie de credincioși. Foarte bine, numai că tata și mama au născut carne și sânge. Și carne și sânge nu pot moșteni împărăția lui Dumnezeu care se anunță. Voi trebuie să fiți născuți din nou. Și asta numai în urma procesului pocăinței. S-a întâmplat la Arad, când profesoara de limba română a adus tezele să le prezinte clasei, o elevă zice, doamna profesoară, vă rog să-mi dați nota 1, că eu am copiat la teză. Dar asta era o elevă bună și profesoara ținea la ea. Auzi, ai copiat la teză și alții au copiat. De când nu sunt eu profesoară, câți nu m-au copiat? Nu te-am prins, ai scăpat. Zice, nu, nu, vă rog să-mi dați nota 1. Și întreabă în final profesoara, dar așa ceva mi s-a întâmplat, de când sunt la catedră, te rog să te explici. Și cu asta. Vă spun adevărul, cum v-am spus și adevărul că am copiat. Duminică mă botez și ăsta mi este ultimul păcat care trebuie să-l mărturisesc. Vreau să fiu cu cugetul curat. Zice profesoara, dar și fără asta nu se poate? Nu. Am încercat să ascund și nu mă pot bucura. Mă simt împovărată. Lăsați, așa cum zic eu, că vreau duminică să mă bucur. Zice, media nu scot eu. Dar păcatele n-am cum să le scot. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să înțelegem că pocăința înseamnă să mărturisim cu adevărat și să dorim să fim altfel. Să nu folosim botezul doar așa în a scăpa noi, că se aude, că vine mânia viitoare și începe împărăția și vrem să fim părtași la fericire și să scăpăm de nenorocire. Le-a spus Ioan, pe voi cine v-a învățat așa rău? Eu nu vreau să fiu un învățător din ăsta rău, care să vă învăț rău, în sensul, dacă vă botezați, scăpați, nu? Botezul, dacă nu-i botezul pocăinței, n-ar fi decât să te încadrezi la alt articol la judecata de apoi. Dar nu-ți validează intrarea în împărăția cerurilor. Marți seara am două seară de părtășie la adunare și a fost o tânără din Cluj. Poate n-ar fi rău să auziți de la ea mărturia ei, eu vă spun doar ceva așa secvențial. A fost o tânără mai firească, așa le spunem noi la cei care vin la biserică, dar ei sunt așa și cu lumea și cu Dumnezeu. Și Dumnezeu a cercetat-o într-o zi, mergând cu un grup de tineri pe care a văzut că se roagă, cântă, plâng, sunt așa indiferent. Și a început să-și dea seama că e păcătos, a început să plângă. Ne spunea că a plâns 3 zile. Bine, și făcea activitate, dar o bufnea plânsul tot mereu. Și s-a dus la stăruiță să se roage Domnului. Și frate a zis, uite, vii și tu și te mărturisești. Oamenii aceștia își mărturiseau păcat. S-a dus acasă și a luat o foicică așa mică, precum ar fi aceasta. A scris și eu, dacă aceea au păcate, zic, cred că 1, 2, 3, 4 păcate, am cap aici. Și în momentele acelea a zis, Doamne,
Numai păcatele astea le-am? Te rog frumos, cercetează-mă, cum zicea David în Psalmul 39, și dacă am și alte păcate, ajută-mă să-mi descarc sufletul. Și povestea ea cu lacrimi și atunci, cu lacrimi și când ne relata nouă, mi-am dat seama că foaia aceea nu mi-ajunge. Am luat o foaie formată A4 și am început să scriu pe două coloane. Și Dumnezeu mă convingea, și asta e păcat, și asta e păcat. Și la un moment dat a început să plângă și a spus, Doamne, dar eu am păcătuit de păcate, că nu aș știut că sunt păcate. Știți cum se roagă David în Psalmul 19? Doamne, iartă-mi păcatele la care nu le cunosc, nu mi-am dat seama că asta-s păcat. Atât s-a văzut de murdară, s-a prăbușit și a zis, ce se fac? A dat telefon la niște frați. Și Dumnezeu l-a inspirat pe unul să-i spună, citești 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9. Dacă ne mărturisim păcatele, asta facea oamenii la Ioan Botezătorul. El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelejuire. Binecuvântat să fie în veci. Și spunea aia, când am citit versetul ăsta, am simțit că cineva mă spală, curge apă peste mine, că sunt liberă și curată. A putut să se ridice și să mulțumească Tatălui Ceresc. Să ne ajute Dumnezeu și noi. Să ne putem elibera de orice păcat. Nu uitați care a fost titlul de astăzi. Alege între păcate sau pocăință. Îți place un păcat? Îl ții la tine. Vrei să renunți la el? Te mărturisești. Asta se numește pocăință. Mărturisire urmată de, cum ne-a spus Ioan, de fapt, e vreme, adică să nu mai repeți acele păcate. I-au dus la Domnul Iisus o femeie surprinsă în momentul imoralității. Și știți, spune textul biblic, Evanghelia după Ioan, capitolul 8, se pregăteau să arunce cu bolovane în ea, după cum era procedura de condamnare la evrei. Și Domnul le spune următoarele cuvinte, citiți versetul 7. Cine dintre voi este fără păcat? Să arunce cel de tâi cu piatra mea. Eu vă întreb, când au venit cu pietrele de acasă, le-a stat în minte păcatul lor? Nu. Indiferent. Dar când Domnul a provocat să se gândească, cum a cerut tânăra de care v-am relatat, Doamne, conștientizează-mă de păcatele mele. Sau simptomul lăsat puțin timp de meditație, versetul 9, când au auzit ei cuvintele și s-au simțit mustrați de cugetul lor. Și au ieșit afară unul coloana de păcătoși. Spuneți-mi, vă rog, care a fost greșeala lor? Cea mai mare. Că au adus femeia sau că n-au vrut să-și recunoască păcatul, s-au dus cu el acasă? Că n-au vrut să-și recunoască păcatul. Dumneavoastră, cum veți pleca de aici? Alege. Fiecare zi în care amâni să te mărturisești, ai votat din nou, este un act adițional zilnic. Încă azi rămân cu păcatul. În ziua în care te mărturisești, vei fi fericit, vei fi iertat și ai drept de împărăția lui Dumnezeu. Spunea David, Psalmul 32, câtă vreme am tăcut, stopeau oasele de gemetele mele. Povestea un bărbat care și-a lăsat nevasta. S-a întors după 8 ani la el. De copii a avut grijă. Zice, frate, nici o zi n-am fost fericit. Deși am încercat cu femeia care m-am dus să fiu, dar de unde? Fericirea este pentru cei ce se tem de Domnul. Ceilalți încearcă. Pentru mine cea mai mare dovadă că lumea nu e fericită este că mereu schimbă lucrurile. Dacă ar fi fericiți, ar rămânea cum sunt. Că se droghează și așa mai departe. Aș avea și alte motive să înșir, dar să se îndure Domnul de ei, spun mai degrabă. Vă mai dau un exemplu de pocăință și închei și ideea aceasta. A spus Domnul Iisus Hristos aceeași Evanghelie după Matei, capitolul 12, versetul 41. Bărbații din Ninive se vor scula la tău de neamul acesta în ziua judecății și îl vor osândi pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona. Cum s-au pocăit cei din Ninive? Hai să citim repede. Facem o vizită în reședința Imperiului Asirian. Iona, capitolul 3, predicat. Versetul 4. Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicit. Oamenii din Ninive au crezut
Domnule, de ce v-am spus eu adineauri? Că pocăința e legată de credință. Dacă crezi că vine împărăția, dacă crezi că vine pedeapsa, te miști. Au vestit un post. S-au îmbrăcat cu saci de la cei mai mari până la cei mai mici. Nu i-a învățat nimeni cum să se pocăiască. Vă rog să rețineți, a fost o acțiune naturală a conștiinței vinovate. Nu le-a spus nimeni. Să aibă saci, sau... Ascultați ce scrie mai departe. Împăratul a procedat și el la fel, un sac și cenușă, și a trebuit să dea de știre. Oamenii și vitele, boi și oile să nu guste nimic. Să nu pascării, să nu bea apă deloc. Și s-au gândit ei. Nu le-a cerut Dumnezeu asta. Și oamenii și vitele să acopere cu saci, să strige cu putere către Dumnezeu, că să-ți ceară îndurare și să se întoarcă de la calea lor ce area, adică să atașeze faptele la voința lor, de la faptele asupra care se împlinde mâinile. Cine știe dacă nu se va întoarce Dumnezeu? Versetul 10. Dumnezeu a văzut ce făceau ei. Ce? Că se pocăiau. Și ce mai făceau? Aveau fapte frate de pocăință. Și că se întorceau de la calea lor ce area. Vă doresc, dragii mei, să aveți un comportament ca celor din vremea lui Ioan Botezătorul și a Domnului Iisus Hristos, care predicau pocăința. Să vă smeriți înaintea lui Dumnezeu mărturisindu-vă păcatele și să vă schimbați viața. Amin? Amin. Asta înseamnă, de fapt, a alege pocăința. Să te mărturisești și să intri într-o schimbare care poate să fie mai grea sau mai ușor. Dar merită. Când cineva este bolnav, s-ar putea medicul să-i recomande doar un regim alimentar și un orar de somn mai sănătos și poate ceva mișcare. Asta nu e ceva greu, nu? S-ar putea să-l trimită doar la băi și să fie pentru om așa un fel de odihnă. Dar s-ar putea să-i spună medicul cu dumneata, e grav, trebuie să fie operat urgent. S-ar putea să-i ceară chiar să fie amputat un organ, să fie extirpat. Și omul care vrea să fie sănătos, va accepta. Eu vă întreb pe dumneavoastră, acceptați ceea ce vi se cere? Știți ce concret erau Ioan Botezătorul cu oamenii? Scrie Luca 3. Mergea unul la el, a fost polițist, să spunem. Eu ce trebuie să fac? Să fii corect când oprești oamenii, să nu le ceri peste, să nu ceri bacșiș. Așa, noi românii eram ca romani, nu? Așa. Întreabă altul, ăsta lucrează la finanțe. Tu ce trebuie să faci? Să respecti legislația cu toată metodologia ei. Întreabă altul, și eu am mâncare. Eu sunt mai bogat. Tu te duci și împarți cu cine n-are. Foarte concret. Odată după o predică, o doamnă tânără se duce la predicator și spune, sunt supărat pe dumneavoastră. Și eu zice, ce iertare, dar cu ce v-am negăjit? Prin predică. Da? Cu ce? Concret. Așa de frumos ne-a spus de împărăția lui Dumnezeu, încât îmi vine și mie să mă duc într-acolo. Și eu chiar te-am invitat. Unde te-ai supărat de mine? Da, dar m-au invitat și alții, am vrut și altă dată și nu pot. Și de asta mi-e ciudă. Și predicatorul întreabă, sunteți căsătorită? Și ea sare ca arsă sus. Dar ce-i treaba ta? A, mă să zic, aici o fi problema. Că atunci când te pocăiești, trebuie să se schimbe ceva. Poate trebuie să te cununi civil, poate trebuie să renunți la procesul tău, poate trebuie să te împaci. Asta e pocăința, a spus Ioan. Faceți fapte vrednice de pocăință și nu vă apucați să vă laudați cu gura goală. Avem pe Avram ca tată, spuneau evrei și noi și spunem, ne-am botezat. V-am spus că asta nu mă vă schimbă încadrarea, dar vă mă întreb dacă nu e urmată de fapte. Dumnezeu să vă ajute să aveți o pocăință cu fapte curate. Să poată ști colegii, ca la Zacheu. Când s-a pocăit Zacheu, afla cei din jur? Neapărat. Află prietenii, mai mic cu ei la chefuri, află dușmanii că nu mai le ești dușman, află săracii că de acum îi ajuți. Și diavolul află printre primii. Și va fi scandalizat de asta, dar nicio problemă. Că Dumnezeu, fața căruia am venit, ne va da ajutor, slăvit să-i fie la urmă. Și în al treilea și ultimul rând, dragii mei,
V-am spus ce avem de făcut noi, v-am spus ce aveți de făcut dumneavoastră și vreau să vă mai spun ce are de făcut Dumnezeu. Evanghelia după Matei, capitolul 3, scrie aici, în cuvintele lui Ioan, preluate din Isaia, pregătiți calea Domnului, adică avem de a face cu Domnul toată treaba asta. Versetul 9, căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiul lui Avram. Asta e încrederea noastră de predicatori, că Dumnezeu din cei mai mari bandiți poate să facă sfinți. Are puterea aceasta. Numai să vrea să se pocăiască și Dumnezeu poate să-i schimbe, slăvit să-i fie numele. Am întâlnit și eu și cunoaștem din istorie oameni care au fost răi. Unii credeau, ăștia n-au cum să se pocăiască, e prea celuia rău, zicea de câte omul ăsta, nu se poate să se pocăiască. Ba da, Dumnezeu are putere să-i schimbe. În Bihor era o soră credincioasă și avea un bărbat așa scund, dar scandalajul. Și tot a certat-o, a bătut-o. Și când a văzut că nu mai răzbește cu ea, s-a hotărât într-o zi să vină în adunare să facă scandal. Și frații când l-au văzut, s-au așteptat că e capabil de una ca asta. Și l-au poftit acolo să stea pe o bancă și au pus lângă el un om așa mai solid, care să-l aibă sub observație. În caz că vrea să miște, să-l ajute să stea cu minte. Mai fratele ăsta a pus de pază când a văzut că bihoreanul nostru totuși e liniștit, l-a mai slăbit din privire. Și într-un moment de neatenție, sare bihoreanul ăsta de lume, sare în picioare, că bihoreanul este așa de felul lor mai focos, așa? Sau cel puțin, așa știu eu, mă scuzați dacă nu-i așa. Și a început să plângă și a strigat, eu mă pocăiesc! Aici rămân! N-au mai trebuit păzit. Dumnezeu l-a cercetat și hotărârea lui a fost fermă. Că Dumnezeu poate să mântuiască oameni. Dar ascultați ce mai face Dumnezeu. Matei capitolul 3. Zice Ioan. Sicuria și fost înfipt la rădăcina pomilor. Deci, cei sădiți în casa Domnului, care trebuie să fie plini de suc și verzi și la bătrânețe să fie cu roadă. Orice pom care nu face roadă, a cărui pocăinții doar așa verbal, va fi tăiat și aruncat în foc. Și zice Ioan, cât despre mine, eu vă botez, dar țineți cont după mine, încheiați proces verbal. Cel ce vine după mine, se referea la Domnul Iisus Hristos, este mai putere decât mine. Eu nu sunt vrei să-i duc încălțăminte, nu-s bun nici de sluga lui. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și dacă nu sunteți botezați, Domnul s-o fac. Amin. Și cu foc. Și acum atenție. Acela, versetul 12, își are lopata în mână. Și va curăți aria cu desăvârșire, va strânge grâul în grânarea, adică ceea ce are valoare. Iar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Dragii mei, ce vreți să fiți, grâu sau pleavă? Să știți că noi toți avem de-a face cu Dumnezeu. Eu care vă predic dumneavoastră, n-am prioritate la intrare la așa ca la îmbarcare, că am fost din comitet. Nu. Noi toți vom fi cercetați de unul care ne vede ce gândim și știe tot ce am făcut. De aceea vă îndemn, cum spunea Pavel, ci m-am silit să slujesc cu un cuget curat. Frați și surori, nimeni să nu se înșele, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Dragii mei, care poate mai dați vina că nu v-ați putut pocăi, că ați văzut un pocăit care nu-i pocăit. Că ăla nu-l mântuie Dumnezeu. Dar nici pe dumneavoastră, dacă nu vă pocăiți, nu vă mântuie. Aveți de ales între păcat și pocăință. De fapt, în a fi admiși în împărăția lui Dumnezeu sau respingi. Ar trebui, dragii mei, să trăim mai cu frică de Dumnezeu. Că Dumnezeu e sfânt. E foc mistuitor. Nu ne putem permite să trăim oricum așa. Dumnezeu e Tatăl nostru. Domnul Iisus este mielul lui Dumnezeu. Și unii îl tratează pe Domnul Iisus în fiecare an, îl fac bebelașul, iar îl iau de la iesle, apoi un fel de copil și așa. Nu spune Scriptura în Cartea Apocalipsei,
de mânia mielului. Fiul lui Dumnezeu, Marele nostru Mântuitor, într-o zi va fi judecător. Și va judeca cu dreptate. Și atunci nu mai este loc de pocăință, nu mai este ocazie de milă. De aceea să ne încadrăm acum, căci împărăția celor este aproape. Dumnezeu să ne ajute. Poate ați citit într-una din numerele anterioare a revistei Betel un vis a unei fete din Banat. Cum v-am spus, așa mai se juca cu pocăința, cum avem noi specimene pe aici, pe acolo. Și-a visat într-o noapte că era în cimitirul din sat. Și deodată a auzit un sunet plăcut și a văzut că din partea unde erau îngropați credincioși și s-au înălțat trupul, suflete noi. Și când s-au uitat spre sat, credincioși în viață se înălțau și aceștia și au auzit pe păstor spunând: toți care i-am botezat sunt aici. Ea încă nu era botezat. Și a văzut că se duc în haine albe. Câteva în momente mai târziu, un vis, a auzit un alt sunet îngrozitor și din nou s-a declanșat un proces de deschidere a mormintelor și au înviat toți oamenii. Și a văzut cum toți și cei din sat s-au adunat pe o câmpie mare și știa că e judecată. Și stătea înfrigurată între ceilalți. Am omis să spun că în vis lângă ea stătea o tânără botezată și credincioasă, care a plecat cu prima serie. Știa, am zis că i-a trecut vreo două ore până i-a venit rândul să fie judecată. Și-a chemat-o în față și-a zis: știi cum ai răspuns ieri obraznic, mame? Știi ce ai vizionat pe telefon săptămâna aceasta? Și când i-a pus toate în față, s-a îngrozit și a mulțumit lui Dumnezeu că i-a dat acest vis și că n-a fost la realitatea finală. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos ne așteaptă cu brațele deschise să ne ierte păcatele. Dumneavoastră știți ce greșeală fatală faceți să mai rămâneți și pe noapte cu păcatele asupra dumneavoastră? Dar dacă va suna trâmbița lui Dumnezeu și va începe împărăția și noi suntem împovărați de păcate, asta va fi marea tragedie a iadului. Că puteai fi mântuit și nu te-ai pocăit. Tragedia eternă va consta în faptul că lucrurile care ți-au plăcut, motiv pentru care nu te-ai pocăit, acelea vor reveni, se vor relua în mintea ta. De ce nu m-am pocăit? Pentru ce? Pentru un film? Pentru o distracție? Pentru o femeie? Pentru o avere? Lucruri care oricum se consumă și sunt fără valoare în final. Recapitulez și spun amin. Care este cel mai important anunț al vremii noastre? Vine împărăția lui Dumnezeu. Amin. Nu ne-a învățat Domnul Iisus așa să ne rugăm? Doamne, vie împărăția ta. Și cu ce cuvinte să încheie rugăciunea frumos? Doamne, ta împărăție. Adu-o, fii Domn în vecii vecilor. Care e datoria noastră? Să vă învățăm corect. Să nu ne facem vinovați, cum spune Pavel, sunt curat de sângele vostru. Și să vă botezăm. Dumneavoastră, dacă doriți, vă pocăiți. De fapt, aveți de ales. Rămâneți sub păcate sau scăpați de păcate și vă schimbați viața. Cât despre Dumnezeu, El ne ajută să ne schimbăm, iar în final pe cei ce nu se lasă schimbați, îi va judeca. Dumnezeu să se îndure de noi. Câtă vreme se zice astăzi. Dar asta înseamnă astăzi să ne întoarcem la Domnul cu toată inima. Amin. Amin.